Mai mulți protestatari rezist l-au urmărit pe stradă și l-au apostrofat pe președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu. Îl recunoașteți? Este domnul Dorneanu. Este în stare de ebrietate. Incidentul s-a petrecut în weekend. Oamenii l-au acuzat pe Dorneanu și că ține partea PSD-ului. Domnul Dorneanu, de ce faceți atâtea lucruri acolo, domne, în favoarea PSD-ului? Nu, are un jur, ușurel. De ce nu țineți cu poporul ăsta, domne? Noi suntem acolo 9 inși. Nu iau nicio măsură singură. Vă vindeți onoarea. Nu, nu, stai un pic așa. Domne, sunt în Curtea Constituțională. Aveți un rol formidabil în țara asta. De ce nu vreți ca să țineți cu poporul ăsta, domne? Ați devenit antecamera PSD-ului, stimate domne. După ce președintele Curții Constituționale a intrat în scara blocului în care locuiește, protestatarii au fost întâmpinați de un bărbat. Unii protestatari au declarat ulterior că toată urmărirea a pornit în momentul în care președintele CCR a fost văzut pe Bulevardul Unirii. Combatem puțin această aberație care se numește urmărirea și hărțuirea lui Dorneanu. Bine, la capitolul hărțuire, să zicem că poate am atins puțin, dar l-am huiduit, nu l-am hărțuit. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a decis să nu depună plângere împotriva protestatarilor rezist.